Bine ne regăsim la emisiunea Cu Temă Sportivă, cu aceeași bucurie și energie și, ca de obicei, alături de mine am adus acei oameni minunați de la ACSM TB Roman. Și începem prezentările, deși cred că deja cunoașteți persoanele în cauză, dar o să-mi fac datoria de gazdă să prezint. Domnul Petrică Buzdugan, bună seara. Ar fi cunoscut pentru activitatea în cadrul ACSM TB-ului. Domnul Gabriel Jalbă, bună seara. La fel de cunoscut pentru latura lui sportivă, și alături de noi același Constantin Nastasă. Bine ați venit, bine ne revedem în această formulă și întotdeauna cu bună dispoziție. De ce am invitat acești domni în platou? Simplu, pentru a trece în revistă activitățile care s-au derulat în ultima perioadă, dat fiind faptul că noi ciclic am venit cu promovarea evenimentelor sportive și fiind vorba despre sportul din municipiul nostru, ACSMTB-ul fiind o parte importantă a sportului romașcan, vrem să vă aducem în atenție ce activități s-au derulat în ultima perioadă și începem cu domnul Petrică Buzdugan, care ne va etala pe larg ceea ce a făcut în ultima perioadă. Da, bună seara! Mulțumim în primul rând pentru invitație. N-am mai apărut în spațiu public de mult cu informații, dar evenimentele în cadrul ACS au fost. Clubul de alergare a organizat o ștafetă undeva în luna septembrie. S-a încheiat Cupa Moldovei, de care o să vorbească Costi, colegul nostru. Noi, la clubul de biliar și snooker, alături de colegul Gabi Jalbă, am mers sâmbătă, am avut o etapă din Liga Moldovei la snooker, care s-a desfășurat pe Bacău, la Academia de Snooker. Din partea clubului nostru au participat 4 membri. Deci o participare destul de voluminoasă. Da, pentru, având în vedere că suntem deocamdată un club tânăr, înființat recent. Corect. Asociația, iată, împlinește un an de zile. Am văzut și tricourile personalizate. Da, da, da. Spectatorii, urmăriți și despre ce vorbim. Am participat alături de colegii din Bacău. Până la urmă am avut și a doua zi eveniment despre care o să vorbească Gabi. N-am putut să mergem și duminică din cauza acestui lucru. Semifinala și finala a avut loc duminică, a doua zi. Până la urmă a câștigat cineva din Bacău, nu? Gabi Zera, din Focșani. Da? Din Focșani, da. Pardon, scuze. Un biliardist. Da, mai mult biliard. Dar iată că da, noi suntem totuși corect. Noi suntem mândri frumos că participați la activități diverse, da, din sfera asta sportului cu tac. Sigur. Probabil vom merge și la un curs de arbitraj pe weekendul care urmează. Vine Cătălin Crișan, da, arbitru federal, care va ține un curs intens în 3 zile și probabil o să avem primii 2 arbitri din zona Romanului. Asta ca să se afle că se trece la o etapă superioară constant, da, învățați câte ceva. Din păcate, infrastructura, și când spun infrastructura sportivă, în domeniul clubului nostru, are mult de suferit, în sensul că s-au închis cluburile unul după altul. Noi suntem optimiști, dorim să reaprindem această scânteie a jocului de biliard și sperăm și smucă, prin achiziționarea unei mese la început, să vedem cum a logistica trebuie pusă la punct. Da. Dar știu că la Roman s-au mai organizat concursuri și, da, știu că ați fost implicați, mai ales domnul Gabi Jalbă. În martie am avut concurs organizat împreună cu Inromo la Strand. O ieșit foarte frumos, foarte frumos. A ieșit și ăsta de la Iași. Gabi, te rog, da, să spui despre concursul de la Iași. Da, la Iași a fost o etapă de Bila Nouă, la clubul Viper, unde am fost alături de ei. Concurs ca de obicei frumos,
20 ceva de jucători. Noi am fost o echipă de 6 membri. Ne-am ținut acolo aproape de ei. Ne-am găsit între noi la joc. Da, și frumos atmosfera. Avem mulți prieteni acolo, dar cei mai buni da, au câștigat Gălățean Andrei, da, locul 1, Silviu Răileanu locul 2 din Iași. Noi am fost parteneri ai evenimentului în sensul că ne-am dorit o vizibilitate. Da, asta e ironic. Întotdeauna suntem o voce pregnantă în latura sportivă și în orașe mai mari decât noi. Da, Iașu are un club destul de mare, Viper, are 10 mese profesionale, parcă. Da. Care poate găzdui, cred că și o etapă națională. Nu contez condițiile, condițiile de joc sunt mult superioare. Infrastructura sportivă... Da. În raport cu ceea ce avem la Roma. Exact. Dar asta nu înseamnă că nu ne prezentăm la concursuri cu drag și suntem reprezentați de oameni cu suflet. Domnul Constantin Astasă, ce ați mai făcut în ultima perioadă? Că oricum știm că am avut activ. Și o activitate. Noi, de fapt, activitate, că și domnul Petrică Buzdugan a fost în egală măsură implicat în acest proiect MTB Roma Maraton, care s-a terminat pe 13 iulie. Ca elemente de noutate, de la ultima noastră întâlnire, pot spune că pe data de 5 octombrie a fost ultima etapă din cele 9 etape, incluzând Cupa Moldovei la mountain bike, s-a ținut la Iași. Romașcani au participat mult constant cu aproximativ 9 fructua, înțelegeți, mai mult, mai puțin, 9... Da, știm că în domeniu avem sportivi da, fiecare cum s-au putut deplasa. Da. Am avut foarte mulți medaliați, chiar cu locurile 1 și 2, mă refer la Adrian Gherguțe, la Pintea Valentin. Știm, tocmai discutam anterior, domnul Adrian Gherguțe e cam etalon acolo, sus în frunte constant, a monopolizat. Este un exemplu. Da, normal. Așa, în schimb, mi s-a decernat premiul pentru voluntarul lui 2019. Da, și asta este un barometru al activităților sportive. Da, pentru implicare. În primul rând, implicarea. Ceea ce nu știe multă lume, orice competiție are nevoie și de sprijin din exterior. Nu se face doar de la sine. Da, sigur. A fost un eveniment foarte, foarte reușit. Mă refer la ultima etapă. Cum am reușit noi acest MTB Roman să obținem lansarea Cupei Moldovei în cadrul localității noastre, de asemenea am reușit să organizez o primă ședință referitor la următoarea ediție din Cupa Moldovei la mountain bike, ediția a doua, unde în acest weekend a avut loc. Deci deja ați pus pilonii următorilor... Da, ne-am întâlnit toți organizatorii din Cupa Moldovei, unde am stabilit calendarul, strategii și așa mai departe. Câte cluburi sunt afiliate la... 9 cluburi. 9 cluburi, printre care și din Republica Moldova. Știm că era vorba foarte la bun, moment. Da. A venit la discuții și Bogdan Duca, care e campionul național la maraton, la disciplina campionul ICM. Campionul Cupei Moldovei. Campionul Cupei Moldovei, bineînțeles. Deci sunt implicați în proiect un sportiv foarte bun, un sportiv deosebit de la care întotdeauna avem de învățat. Asta este un exemplu pozitiv, întotdeauna trebuie urmat. Da. Astăzi, la invitația Asociației Mușatini, am participat la Liceul Roman Vodă, la o ședință cu toți elevii de clasele mari, unde le-a fost prezentat un pic istoricul, cum a luat în ființă efectiv acest MTB Roman, cu cine ocupăm, au fost prezentate toate cele 6 cluburi. Presupun că domnul profesor Ovidiu Albert s-a ocupat. Sigur că da, a fost întotdeauna foarte implicat dumneavoastră. Colaborator frecvent al tuturor sportivilor. Da. Și chiar s-au arătat, au fost copii, unul cel puțin a venit din prima, după ce am terminat ședința, că vrea să semneze o adeziune pentru cluburile de powerlifting și biliard. Mi-am luat numărul telefonului, urmează să-l contactez în perioada imediat următoare și am fost plăcut surprins pentru că din toți elevii din sala, cred că erau mai mult de, să spunem așa, 1,80. Cred că 3/4 aveau biciclete și mergeau pe biciclete, ceea ce a rămas plăcut. Da, deci, oricum se știe, sportul acesta este unul și de eliberare, așa, de, să zicem, în timpul liber, o practică constantă printre tineri și nu numai printre tineri, că asta e ideea. Da. Că domnul Adrian Ghirguții nu mai la, să zicem, un pic mai... mai avansat. Un pic mai copt. Mai copt, dar și rezultatele sunt în egală măsură foarte, foarte pozitive. Cât privește ediția a treia,
care sperăm să, din tot sufletul, să aibă loc. La anul am stabilit data de 13 iunie, exact când copiii iau vacanță și... Da, eu știu că de câte ori v-ați propus o chestie, a ieșit cât se poate, chiar a ieșit, dar cu efortul foarte mare. Normal, acum știți cum e. Din cauza că noi nu suntem mulțumiți să ne limităm la un minim de... și standardul. Ce ai mai spus ceva la o emisiune anterioară? La fiecare concurs organizat învățăm din greșeli. Da. Bineînțeles, anul ăsta nu s-a mai repetat. Deci, și s-au corectat deci a reușit, chestii. Domnul Petric a fost, cred că mai implicat decât și ediția întâi a avut loc la un anumit standard. Știu. Foarte ridicat. Ceea ce am urmărit fenomenul. O dus și mai sus ștacheta la ediția a doua și... să sperăm și ediția a treia. De asta evoluția în sine reprezintă un plus, pentru că e plusul de imagine, plusul de experiență și plusul de competiție. Practic ați angrenat o groază de oameni voluntari, ați dezvoltat spiritul voluntariatului, ceea ce anterior, să fim realiști, în Roma nu prea exista. Da. Și s-a coagulat totuși cu autoritățile ceea ce locale. S-a întâmplat bun la ediția a doua maraton este că am avut voluntari din comunele arondate romane. Limitrofe, da. Costi știe foarte bine. Am văzut filmarea cu copilașul ăla care câștigă bicicleta? Da. Am văzut o chestie foarte simpatică. De oameni au fost din Poenari, eu cream că deci din mediul rural am avut 80 de voluntari. Erau oameni care cunoșteau și zona. Și zona, da, și s-au deplasat. Au ajutat foarte mult. Și dornici. Da, sigur. Iar la următoarea etapă din Cupa Moldovei, eu voi fi coordonatorul voluntarilor mai departe. Deci s-a desemnat pe anumite... Deci vei câștiga și la anul titlul de voluntar. Nu, șeful voluntar. Șeful voluntarilor. Acum, trecând de la glume la lucruri mai serioase, Gabi, care sunt planurile de viitor? Planul de viitor? Ca de obicei, promovăm biliardul, încercăm să facem alte concursuri. La Roman, nu știu unde se vor putea să ține, cred că tot la Strand, sperăm. Doamne ajută, știi, din câte am studiat și eu, tenisul, șahul și biliardul sunt sporturi nobile cu anumite abilități și de gândire și de îndemânare. Deci, de precizie. Precizia, da, și calcule, anticipare. Precizia este unul din... Corect. Ce să zic, eu mă bucur că ați reușit să creați la Roman o echipă care a început să dea rezultate. Există simpatizanți ai clubului, există jucători buni de biliard în Roman. În schimb, nu s-au creat datorită lipsei unui club în care oamenii să vină, oamenii care împărtășesc aceeași pasiune, să vină la un loc, să schimbe idei, să se întâlnească, să se bucure împreună. Asta e foarte important. Acum, infrastructura o să o creăm cu ajutorul... Cu timpul. Cu timpul, cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul celor care sunt implicați, vom crea și o infrastructură adecvată. Eu sunt optimist, adică am reușit să facem o ediție maraton la Roman care a fost wow, toți da, au zis foarte frumos. Deci să reușim și lucrul ăsta. Ce vreau să adaug în perspectiva evenimentelor care urmează. Știu că dumneavoastră în fiecare an ați organizat cu ocazia sărbătorilor pentru copii evenimente cu caracter social. Atât dumneavoastră, domnul Constantin Năstase, și domnul Gabriel și domnul Petrică, alături de ceilalți colegi, v-ați implicat și ați dăruit, să zicem așa, un zâmbet copiilor nevoiași. Da. Care sunt premisele pentru acest an? Vă referiți, bănuiesc, la acel eveniment frumos numit Moș Crăciun Există, care a ajuns la ediția 4. El are o... Știu, să zic, pentru două ediții că în față, și în anii anteriori am promovat așa evenimentul și am cerut să ni se alăture cei care sunt mâine, disponibilitățile. Mâine va fi prima ședință de organizare în cadrul asociației. Noi am început să ne mobilizăm.
Sperăm să iasă un eveniment mai frumos ca anul trecut. Să reamintim că au fost un număr record. 353 de copii, sigur. 353 care au fost copii din de Moș Crăciunii, cei 3 Moș Crăciuni, din 11 localități. 11 localități, deci să consemneze faptul că au fost o arie destul de amplă. Știți ce se întâmplă? Este un lucru greu, fiindcă trebuie să ne plasăm în extremitățile județului, unde Costi a fost și a văzut unde e Nistrea, Căușeni. Da. Practic, anul ăsta ne-am propus să trecem granița dincolo, în județul Iași. Este o localitate izolată, numită Vadul Vejii, care e în păduri. Deci e izolată de complet. Desrupt de modernism. Da. De... La oamenii ăia nu cred că ajung. Poate nici n-au măcar curent electric, n-au ajuns. Da. Păi discutasem anterior. La Pâncești, nu știu ce sate mai sunt după Pâncești, Costi. Văvrești. Da. Sate aflate la extremitatea județului. Eu nu vreau să spun că cei care nu merg aici locul, în Roman sau în împrejurim, nu este bine. Este foarte bine că se întâmplă lucruri. Dar noi vrem să ridicăm un pic ștacheta și să să extrapolăm în canul care de stau în caracterul nostru. Grele. Acum sper ca să găsim înțelegere și de la oameni de afaceri locali și de la oameni și... normal, pentru că pot ajuta cu orice chestie cât de banală. Da. Și cu mijloace de transport pot ajuta. Da. Cea mai mare resursă a noastră și cea mai prețioasă resursă este resursa umană. Adică cu cât vor fi mai mulți oameni implicați în această treabă, cu atât în acest proiect se va derula mai ușor. Cu atât vom acoperi o zonă mai largă. În primul rând, mai mulți copii. Da, că știu că ați fost pe diferite trasee. Sigur, împărțiți pe zone. La fel vom face și anul ăsta. Desigur, și donațiile contează. Anul trecut am primit donații de la copii din Pildești, Cordun, din Roman. Da, e un gest de solidaritate totală. Prin activitatea și prin implicarea cadrelor didactice de acolo s-au strâns foarte multe jucării. Câte mașini au fost anul trecut? Dacă 11 mașini. 11 mașini, că nu mai știam concret, adică nu am mai ținut minte. Da. 11 mașini, un efort, 3 Moș Crăciuni și o întreagă armată de 35 de voluntari. A fost desfășurare mare, să știți, a fost câteva dubii chiar. Da, deci dubii parcă altfel nu se poate. Și trebuie și mașini de teren, că sunt unele locuri unde nu poți ajunge. Care se ajunge mai greu. Anul trecut a fost și vremea mai neprielnică. Sperăm că anul ăsta, să fiind mai cald un pic, să avem condiții mai bune. Vom vedea, nu știu, dar ideea este că noi vom desfășura proiectul, vom duce mai departe spre bucuria copiilor, care deja o parte dintre ei ne așteaptă. Sperăm să extindem și în alte localități proiectul și să acoperim cât mai mulți copii. Acum o să venim cu noi detalii privind acțiunea de strângere a donațiilor, de centralizare și sortarea lor, să vedem ce vom face cu ele și cum. Da, deci bănuiesc că se va prezenta pe astea de socializare în... Da. Pe pagina noastră de socializare vom anunța exact totul. Există și o pagină specifică evenimentului și acolo se poate comunica direct cu noi și eu sunt încrezător că va ieși un eveniment frumos. Cum v-ați simțit anul trecut după realizarea acestui eveniment? Deci nu vă puteți închipui cum se putea citi bucuria de pe fața copiilor. Deci faptul că a venit, le-a deschis ușa Moș Crăciun, că ei sunt serioși. Deci da, încă... nu se așteaptă. Sunt, da. Eu asta vreau să specific, îl întreb pe colegul Costi. Copiii nu s-au așteptat vreodată că o să vină la ei Moș Crăciun. Știu, tocmai de asta am întrebat. Să meargă Moș Crăciun într-un sat izolat. Cum ați mai spus, izolat. Nu și curent electric e deja... Da, sunt niște sate izolate, efectiv, izolate de cea mai... Pentru că, de ce spun, sublinez acest aspect, dacă unii tineri din ziua de azi să plâng de chestii aici în oraș, care, hai să fim realiști, beneficiază din un confort măcar minim. Sigur. Sunt zone în care acest confort minim chiar lipsește în totalitate. Lipsește și copiii ei n-au nicio vină până la urmă. Da, sunt și ei suflete în propriu și... fericire, în bucurie. Nu, dar fiecare zâmbet stârnit sau născut înseamnă este un moment plus. Foarte important.
Domnul Constantin Năstase, care sunt proiectele pe latură sportivă de viitor? Mai concurați? Cum, am înțeles, pe latură voluntariată? Referiți la mea personală. Tocmai am scăpat de accidentarea a ligamentele ambelor picioare, care m-au ținut pe loc anul ăsta, recunosc. Știu că ați avut o problemă destul de grav. Am pierdut foarte mult domeniul în privința asta. Nu mai am acea putere, acel zvâc care l-aveam, bineînțeles că am pierdut, vă dați seama, din lipsă de antrenament, îți pierd condiția fizică obligatorie. Dar din iarna asta o să încerc din nou să iau bicicleta. Anul ăsta am promutat-o tuturor care au avut nevoie și chiar m-am bucurat că cel puțin Mihaela Gafița au luat locul 1 concurentă din Iași la concursul nostru MTB Roma Maraton cu bicicleta mea, David Dor. Deci ai avut o contribuție și acolo. Da, nu, am dat-o. Tot voluntarial, să chemă. Da. Brevetele de anduranță până la 600 de kilometri, tot la fel, i-am dat cuiva bicicleta și a concurat și a terminat cu bine. Bineînțeles, mă voi apuca din nou anul care vine ca să merg, dacă pe măsura timpului, să merg la concursuri. Eu fiind implicat mai mult în acest proiect Cupa Moldovei, bineînțeles că nu pot concura la etape din cauza că voi fi voluntar. Am stabilit să facem o echipă de aproximativ 12 voluntari care vor merge constant. Voluntari, mă refer, voluntari buni care știu efectiv, care au experiență. Care cunosc rostul, da. Au efectiv. Profesioniști. Profesioniști, ca să zic așa. Ce vreau să-l mai întreb pe domnul Gabriel Jalbă? Știm că dumnealui are o situație mai specială, el vine din Italia, concurează pentru Roman și, bineînțeles, înapoi în Italia la muncă. Dacă tineri din Roman ar dori să învețe tainele sportului cu tac, cum ar putea proceda? Să contacteze asociația. Da. Să meargă efectiv să... Da, dar poate vine un tânăr și nu vrea să mă învețe Gabriel Jalbă. Dau un exemplu. Bucuros, au mai fost cazuri. Ceva ani în urmă, care dădeam lecții, regulament, efectiv, pus tacul mână, explicat, arătat ceea ce trebuie făcut. La masă. La masă, efectiv, practica. Că regulile le învață, dar practica... E mai greu de... Îndemânare, trebuie o anumită îndemânare. Știți de ce? Pentru că din experiență știu că vorba ta, practica este cea care te pune pe linia de plutire în ceea ce privește orice mișcare sportivă, că e biliard, că e fotbal, ciclism, sigur, orice. Fără antrenamente specifice nu realizezi mare lucru. Dar faptul că voi sunteți niște repere în cadrul sporturilor respective și reprezentați pentru romașcani ceva din punct de vedere al sportului respectiv, poate și ei și-ar dori să ia legătura cu dumneavoastră în mod cert și să se antreneze în alturile dumneavoastră, să capete experiență, că așa se procedează. În altă ordine de idei, mă bucură faptul să aud că participați și un număr considerabil în raport cu zona noastră în orașele mari la competiții, pentru că înseamnă un plus de imagine. Da, asta și ne dorim, fiindcă astfel se poate promova un club și astfel pot veni alături de noi oameni, prin imagine. În momentul în care sunt tineri, studenți la Iași și văd acolo rola cu clubului nostru, văd însemnele asociației, văd oamenii. Tricourile. Care, da, avem și o ținută frumoasă și... Asta sigur, oamenii își doresc să vină alături de noi. Să scoatem în evidență, pentru că, din păcate, timpul este scurt, dar ce vreau să spun în final, dragi romașcani, aveți reperele aici, căutați și încercați să ne contactați și vă vom ajuta să faceți performanță. Mulțumesc pentru invitație. We'll be right back.